Este gata și camera lui senorul Rafa, al lui domnul Rafa, da, fetelor? E curat și la el deja, am terminat, dar eu vreau, vreau să-i fac niște detalii până o să facem dulapurile astea noi, da? Deocamdată e ok, m-am săturat de renovare. Și eu vreau să-i fac un brâu foarte mișto acolo cu o margine din aia frumoasă, din, din gips așa frumoasă, să-i fac un fel de brâu cum ar veni și acolo vreau să-i pun ceva la cap, dar el nu vrea, o zis că vrea așa, pentru că am un tapet foarte frumos așa, uitați aici și dă bine cu florile, are verde prin el, un verde așa închis și e ceva frumusel așa și am vrut să-i fac așa ca să nu murdărească peretele, o margine frumoasă. Dar au zis că să-i las așa. Și aici în față puteam să-i pun un televizor micuț la mărimea cât îi peretele asta micuț aici. Dar nu vrea pentru că domnul dânsu, el se uită toată ziua pe telefoane. Aici o să fie biroul lui. de -aia am și pus aici. Uitați câte prize. Are aici așa la prize. Fetelor, patru prize. Are acolo și aici așa mai are încă prize și întrerupător și aici. Da? I-am pus la prize și lui să aibă. Pentru că el e cu telefoanele, cu jocurile, cu prietenii lui. Așa, Așa, aici e mic spațiu, dar e ok. Aici, sub masa, acolo are o căldură iarna, unde o să își încălzească și el cameruța lui. Dar ce mai mult îmi place din camera asta, perdelele, -le, le ador, fetelor, și candelabru ăsta, da. Perdelele și candelabru ăsta, mi-s tare dragi, sunt tare dragi. Așa, aici puteam să-i pun un tablou mai mare, dar n-am vrut. Am vrut ceva simplu și nu plin și încărcat. Minunea de plastic poate să meargă la gunoi de acolo, dar o las deocamdată pentru că el mai mai pune scule, mai și mai pune uh, chestiile lui, brichetele lui și tot ce trebuie pentru că na, trebuie să aibă și el spațiul lui de intimitate unde să-și facă și el viața lui. Scaunul ăsta nu vă spun cât este de comod, eu o să-i pun ceva pe scaun pentru că el e, cum este așa din piele, din asta adică imitație. Uh, cum ii zice, o să-i pun ceva pe scaun ca să-i fie cald, iar n-a ceva prușat. Și astea secretele de mese cu care ne încălzim noi aici așa în Spania. Astea sunt mesele care încălzesc. Avem reșeul la el și se încălzește și o să fie cald, să stea și el comod aici așa. El și mănâncă în camera lui de multe ori, să știți, el mănâncă de multe ori, aici îi place să stea cu, cu prietenii lui, să vorbească. Și asta e păturica cu care se îmbalește el fetelor, asta e păturica lui, cu care se învălește el în fiecare iarnă și el nu îi trebuie nimic absolut, pentru că el e tânăr, cu pătura asta îi ajunge toată iarna. Eu, în schimb, am pătură groasă, am altceva pus. Ce părere aveți de dormitorul lui? E ceva simplu, fetelor, e ceva simplu, dar e el. Zic eu.